La școala gimnazială numărul 5 din Giurgiu, 90 de elevi ai mai multor școli, din rândul celor 200 incluși în proiectul Corei, s-au reunit astăzi într-un concert de colinde cu prilejul apropiatelor sărbători ale Crăciunului și Anului Nou. Membrii asociației Salvați Copiii, continuând proiectul Centrului de Orientare și Resurse pentru Educația Inclusivă, pe scurt Corei, au fost promotorii acțiunii, la sfârșitul căreia colindătorii au fost răsplătiți cu o serie de cadouri consistente conținând dulciuri, fructe și sucuri. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Moș Crăciun, darnica întotdeauna, a trecut și pe la copiii cuprinși în programul Corei al Salvați Copiii, pentru că a constatat că au fost foarte ascultători, cu minți și și-au îndeplinit sarcinile așa cum se cuvine. Colindătorii, cu vârste între 6 și 14 ani, provin în majoritate din familii monoparentale sau ai căror părinți sunt plecați la muncă în afara țării, dar și din rândul familiilor defavorizate. Excepția au constituit-o 5 dintre elevi care sprijină prin voluntariat membrii Asociației Salvați Copiii, fiind considerați în cadrul proiectului Corei educatori de la egal la egal cu voluntarii de la Salvați Copiii. Mulțumiți de cadourile primite, elevii au delegat unul dintre colindători să transmită mesajul lor moșului. Dragă moșule, îți mulțumim pentru că ți-ai amintit și anul acesta de noi, pentru că te gândești întotdeauna la bunăstarea noastră. Îți mulțumim pentru ajutorul de până acum și te răsplătim cu un colind și cu un zâmbet cald de copil. Să ai sărbători fericite alături de cei dragi și să nu uiți că toți copiii te poartă în suflet. Bucuria primirii cadourilor a fost posibilă și prin generozitatea deputatului giurgiuvean Florian Nicolae, care a sprijinit moșul în alegerea darurilor pentru cei care, colindând astăzi la școala giurgiuveană, păstrează tradiția românească din pragul sărbătorilor de iarnă. Să